Vă mulțumesc în primul rând pentru primire. Sincer să fiu, m-a întrebat cineva aici înainte de a intra, aveți emoții? Și nu prea știam ce să-i spun, pentru că spuneam cum să spun eu că am emoții după atâtea speech-uri și intervenții publice. Am emoții pozitive prin faptul că sunt în fața dumneavoastră, oameni de-ai mei, să spun așa. Oameni cu care rezonez și cu care am împărtășit, chiar dacă în timp, să spun, același spațiu, orașul Cluj, în studenție. Și mai am emoții și pentru faptul că sunt pe această scenă. E sala și scena în care, cu glume, cu poante, cu cântece și așa mai departe, în perioada studenției, încet, încet am învățat ce înseamnă libertatea, ce înseamnă democrația, ce înseamnă să te exprimi, să te cauți, să te găsești pe tine însuți și să te duci în viață cu bagajul pe care l-ai acumulat, inclusiv aici. În primul rând, aș vrea să pornesc de la convingerea mea personală, cel puțin, că viața, de-a lungul ei, viața e de fapt o lecție. Și eu cel puțin așa am luat-o. În cursul vieții înveți tot timpul. Cred că cei care spun că nu mai au nimic de învățat, cei care trăiesc în autosuficiență, într-un fel sau altul sunt deja morți pentru viața aceasta. Și atâta timp cât viața e o lecție și înveți din ea și atâta timp cât accepți ideea că ești în această viață și ești pe această planetă ca să înveți în permanență și nu mă gândesc doar la școală, ci la tot ce ni se întâmplă în viață. Deci atâta timp cât acceptăm lucrul ăsta, apare cumva evident și faptul că putem mult mai multe lucruri să învățăm în măsura în care interacționăm cu ceilalți. În măsura în care acceptăm ideea că suntem parte a unei comunități sau a unor comunități de dimensiuni diferite. Și deci primul lucru despre care aș vrea să vă vorbesc astăzi este nevoia de a ne implica în viața comunității. Cred că mai mult ca oricând, în perioada pe care o trăim în momentul de față, avem nevoie să ne implicăm în societate, nu doar pentru bunul mers a societății în general, ci mai ales pentru noi înșine, pentru nevoia noastră de a evolua. Nu mai putem delega această responsabilitate altora. Și cred că nu mai e suficient, chiar dacă trăim în democrație și democrația are regulile ei, cred că și democrația, așa cum ați văzut-o și în ceea ce a spus Dragoș și în ceea ce a spus Andrei, democrația venită din antichitate, cu siguranță are nevoie și ea de ameliorare și de evoluție în modul de exercitare a acestei forme de guvernanță a societății. Și deci, cu atât mai mult în democrația de astăzi, cred că nu mai e suficient să spunem că ne-am făcut treaba față de societate delegând atribuțiile noastre unor lideri, prin vot, punându-i în frunte sau, eu știu, plătind eventual cotizații în stânga și în dreapta, făcând donații pentru anumite asociații. Societatea are nevoie în momentul de față de fiecare dintre noi, pentru că eu am convingerea că fiecare dintre noi suntem unici. Și dacă Dumnezeu ne-a făcut unici în această și ne-a pus în această societate, înseamnă că unicitatea asta noastră e necesară pentru ca lucrurile să poată să avanseze, să meargă mai bine și pentru a putea ameliora și îmbunătăți viața societății, a comunității în care trăim.
Deci, în măsura în care suntem conștienți de faptul că avem această unicitate și această specificitate, cred că decurge de la sine înțeles faptul că dacă nu valorificăm unicitatea asta, fiecare în felul în care simțim că putem să o facem, dacă nu o valorificăm, societatea va fi cu atât mai imperfectă și evoluția societății noastre va avea de suferit. Sigur că lucrurile merg înainte, cu sau fără noi. Dar dacă noi nu acceptăm să ne asumăm responsabilitatea asta colectivă, nu avem de ce să ne așteptăm ca lucrurile din punctul nostru de vedere să meargă mai bine. Pe de altă parte, cred că, eu cel puțin așa simt, suntem în perioada actuală într-o fază de tranziție. Sigur, nu tranziția aia de la economia planificată la economia de piață, de care am învățat și pe care am tot repetat-o noi în urmă cu câțiva ani, o tranziție în modul de guvernanță a societăților. Și nu-i vorba aici numai de România și nici măcar nu-i vorba numai de țări din Uniunea Europeană. Cred că suntem într-o fază de tranziție de la o guvernanță piramidală la o guvernanță de networking, la o guvernanță de rețea. Altfel spus, cred că în perioada următoare nu vom mai putea găsi soluțiile la problemele cu care ne confruntăm doar delegându-ne responsabilitatea unor lideri care mai mult au făcut o meserie din activitatea de om politic, ceea ce nu cred că e un lucru bun și o să revin asupra acestui lucru. Deci nu vom mai găsi soluții doar delegând unui grup de oameni de lideri conducerea societății. Avem nevoie să ne asumăm noi în grupurile noastre care trebuie să fie puse în conexiune ca să putem împreună găsi soluțiile la problemele pe care le avem. Și deci cu atât mai mult în acest context, așa cum spunea Dragoș înainte, e nevoie de implicarea dumneavoastră a fiecăruia personală. Asta nu vă spun pentru a mă deroba eu de anumite responsabilități, dar vă spun și pentru că în ultima perioadă am primit foarte multe solicitări aproape culpabilizatoare. De ce nu te implici? De ce nu te mai implici? Și vreau să vă spun că răspunsul pe care îl dau e acesta. Cu toții trebuie să ne implicăm, să ne implicăm în mod activ, nu doar stând în fața calculatorului, nu doar dând like-uri, nici măcar doar ieșind în stradă. E un prim pas esențial, să știi să-ți aperi niște valori și niște principii. Dar e nevoie de mai mult decât atât. Energia asta a contestării, care e deja o formă de exprimare a unor așteptări vis-a-vis de modul în care vrem să meargă societatea înainte, energia asta a contestării e important să o putem canaliza într-o energie a construcției, într-o energie pozitivă a construcției. Și eu sunt convins că această energie cu imaginația pe care o avem, cu experiențele pe care le-am trăit fiecare, ne poate ajuta să găsim soluțiile cele mai bune împreună. În al doilea rând, implicarea asta în societate presupune înainte de toate o asumare de sine. Deci societatea, din punctul meu de vedere, nu are nevoie de frustrările noastre, ci are nevoie, în primul rând, de ideile noastre constructive. Deci asta înseamnă pentru mine, atunci când decid să mă implic în societate, să o fac după ce știu ce aștept eu însumi de la mine, în primul rând. Nu de la societate, nu de la ceilalți, ci ceea ce aștept, în primul rând, de la mine. Și în momentul în care știu ce aștept de la mine, atunci pot să aduc ceva societății, pot să aduc ceva comunității în care trăiesc. Altfel, atâta timp cât eu nu mă asum pe mine
În sum, tot o formă de delegare a responsabilității este chiar dacă spun că mă implic. Și aici cred că e important să abordăm implicarea asta în comunitate cu ceea ce numesc mentalitate deschisă. Adică să mă preocupe în primul rând ceea ce așteaptă și interesează pe ceilalți și modul în care competențele mele, ceea ce e mai bun în mine, poate să ajute la a construi mai bună lumea și societatea în care trăiesc. Deci implicarea în comunitate activă, implicarea activă odată ce știu foarte clar ce vreau de la mine și ceea ce pot să aduc societății și cred că abia în momentul respectiv, când știu ce să-mi asum eu însumi, putem vorbi și de patriotism. Pentru că, apropo de populism și de modul în care se face politică în momentul de față și în care se vorbește de patriotism, am vrut să ating și subiectul acesta pentru că cred că dacă în urmă cu câteva zeci de ani pentru înaintașii noștri patriotism însemna să apere chiar fizic pământul pe care trăiau și pe care trăim, în momentul de față, pentru mine, patriotismul înseamnă, în primul rând, să apărăm valorile care ne construiesc și care ne definesc pe noi ca și societate. Și să le apărăm nu împotriva cuiva, ci să le apărăm în societatea și în comunitatea în care trăim. În societatea modernă, societatea deschisă în care trăim, în care cu câteva zeci de euro putem traversa Europa în avion aproape zilnic, cred că patriotismul înseamnă tocmai asumarea identității noastre ca individ, ca parte a unei comunități care are niște valori și care are niște principii și care are o specificitate care vine să întregească lumea în care trăim și nu să pună în conflict specificitatea noastră cu specificitatea celorlalți. Cred că în felul acesta putem vorbi de patriotism nu ca un orgoliu de neam, ci ca o demnitate a neamului din care facem parte. Și cred că în felul acesta România și noi ca societate ne putem regăsi încrederea care de multe ori ne lipsește pentru că îi ascultăm mai mult pe cei care scot în evidență lucrurile mai puțin bune din societate și nu atât soluțiile prin care să putem să trecem peste ele și să le putem rezolva. Aș vrea să închei exprimându-mi încrederea după ceea ce am văzut astăzi aici, că nu știu câte bogății ale solului și ale subsolului o mai avea România, chiar dacă are, slavă Domnului, dar îmi exprim încrederea că ceea ce ne-a dat nouă Dumnezeu fiecăruia dintre noi e suficient nu doar ca să ne facem noi viața mai bună, ci ca să ne simțim împliniți prin ceea ce facem pentru comunitatea în care trăim. Și asta vă propun să o facem împreună, să nu mai delegăm responsabilitățile noastre altora, ci să ne asumăm fiecare lucrul acesta acolo unde trăim. Vă mulțumesc și rămânem împreună!